Salutare, sunt Daniela, iar astăzi îți prezint 6 dintre cele mai importante noutăți cu care vine iOS 11. Sau mai bine zis, cele care mi-au atras cel mai mult atenția. Se pare că anul acesta, în urma noului update, device-urile Apple primesc funcționalități interesante, dar și îmbunătățirea ale anumitor servicii. Deocamdată, iOS 11 este disponibil doar în versiune beta, urmând ca din toamnă, cel mai probabil odată cu lansarea lui iPhone 8, să fie anunțată și varianta oficială. Așadar, iată care sunt cele 6 noutăți cu care vine iOS 11. 1. Panoul de control vine complet modificat cu scopul de a asigura un acces mult mai rapid la diferitele funcții ale dispozitivelor. Poate fi customizat în așa fel încât să adaugi scurtături către cele mai importante aplicații pentru tine. Din setări, ai nenumărate opțiuni și le poți aranja după preferințe. Poți adăuga o scurtătură chiar și către butonul de înregistrare a acțiunilor de pe ecran. Dacă ești fan Snapchat, ar fi bine să te gândești de două ori la ceea ce share-uiești. 2. Siri primește și ea un update important ce te va ajuta în special în cazul în care ești pasionat de călătorii. Pentru început, vei putea traduce în 5 limbi străine ceea ce ai nevoie, acestea fiind franceză, italiană, spaniolă, germană și mandarină. Cu siguranță nu vei mai întâmpina probleme de comunicare în timpul aventurilor ce depășesc granițele țării. Hey Siri, how do I say nice to meet you in Chinese? 很高兴认识您. 3. În sfârșit, tastatura poate fi folosită cu o singură mână. De câțiva ani încoace, dimensiunea iPhone-urilor a crescut considerabil, ceea ce a dus la imposibilitatea de a mai tasta mesaje sau notițe cu o singură mână. Odată cu noul iOS 11, se rezolvă și acest neajuns. Vei putea muta tastatura fie pe dreapta, fie pe stânga, astfel încât să fie cât mai la îndemână atunci când vrei să tastezi ceva rapid, folosindu-te doar de o mână. Setarea se face extrem de ușor, o apăsare mai lungă a butonului cu emoticoane îți va afișa opțiunile dorite. 4. Camera foto primește filtre pentru fotografii, funcții de animație și opțiuni de editare. În plus, fotografiile vor ocupa mult mai puțin spațiu de acum înainte, fiind salvate cu compresia HEIF, fără însă a le afecta în vreun fel calitatea. 5. Selectarea mai multor iconițe și mutarea lor simultan te-ar putea ajuta la o reorganizare mai bună și mai eficientă a aplicațiilor de pe mobil. Din păcate însă, funcția nu este atât de intuitivă pe cât mi-aș fi dorit, dar sper ca până la anunțarea oficială a lui iOS 11, acest aspect să se rezolve. 6. Orice prin screen până acum se ducea în fotografii. Ei bine, odată cu update-ul la noul sistem de operare, acesta va apărea în colțul din stânga jos al ecranului, iar în momentul în care îl selectezi, vei sesiza prezența câtorva ustensile ce îți permit să adaugi notițe de diferite dimensiuni sau culori. Cool, nu-i așa? Cam aceasta a fost selecția noastră cu cele 6 noutăți ale lui iOS 11. Dacă știi și tu altele cel puțin la fel de interesante, dă-ne de veste printr-un comentariu. Și nu uita nici de butoanele like, share și subscribe și până data viitoare, zile senine!